Oameni simpli, modești, dar cu o dragoste profundă pentru cântec. Formația Triton a făcut mega show în Comuna Gogoșu la zilele comunei. 3 zile și 3 nopți, distracția a fost întoi. Oamenii au venit cu micul mare la eveniment pentru a-și întâlni artiștii preferați, dar și pentru a se înfrupta din cele mai delicioase bucate. Valoare, valoare, care îți dă putere mare. Evenimentul anului a avut loc weekendul trecut în Comuna Gogoșu. Numai puțin de 17 artiști au încântat publicul în cele 3 zile de distracție. În ultima zi, pe scenă a urcat formația Triton, care a făcut un mega show. Aceștia au încins atmosfera, iar oamenii și-au dat mână cu mână într-o horă imensă. Cei 3 interpreți de muzică de petrecere, Sorin, Gigi și Remus, sunt la fel de uniți în viața personală cum sunt și pe scenă. Formația Triton a luat naștere dintr-o familie frumoasă, din frați cu același sânge, încălzit de dragostea de viață, de bucuria de a trăi și de plăcerea de a cânta oamenilor frumos. O contribuție deosebită în realizarea evenimentului a avut-o și formația Triton, care pe lângă faptul că a încântat publicul cu melodiile sale, au făcut parte și din organizarea evenimentului. Am văzut un spectacol inedit aici în Comuna Gogoșu și din câte am înțeles ați fost și organizator. Ce puteți să ne spuneți? Bună seara și bine v-am găsit! Ce să vă zic, am pus suflet și ne bucurăm că domn primar și doamna Codruța ne-a ales pe noi ca organizatori. Un spectacol, zic eu, foarte mare și cu foarte multă muncă. Cum s-a părut publicul de aici? Publicul de aici a fost fantastic. Super, super tare publicul. Și am încercat să aducem toate genurile de muzică de top. Și finalul a fost unul, pot să zic, grandios. Finalul a fost gândit în detaliu de mine și de domn primar. Da. Și ceva cu adevărat spectaculos. Acum publicul decide. Noi ne bucurăm din suflet că de la an la an am ridicat nivelul spectacolului. Este pus foarte, foarte la punct și minuțios și atent artist, ales și publicul și, bine, prin artiștii pe care îi aducem. Și vorbesc de inițiativa domnului primar, de inițiativa doamnei Codruța și împreună facem o echipă extraordinară. Noi venim cu ideile noastre, cu părerile noastre și cu sugestii, dumnealor le aprobă sau vin cu propuneri și noi suntem de acord tot timpul și facem o echipă extraordinară, zic eu. S-a părut publicul, din ce am întrebat noi în această seară, au spus că este evenimentul anului.
Și noi putem spune același lucru, ați văzut și campania care s-a făcut pe rețelele de socializare și toți cei care au văzut postările au spus același lucru, că a fost un eveniment pe care orașele mari din România nu l-au putut face și noi ne bucurăm din suflet că domnul primar, și mulțumim din inimă, ne-a acordat această încredere și vă promitem că la anul va fi încă o treaptă mai sus. Toată munca și efortul primarului Jean Rogoveanu, a consilierilor locali, dar și administratorului public al județului Mehedinți, Codruța Rogoveanu, nu au fost în zadar și asta o spune publicul spectator, care afirmă faptul că Zilele Comunei Gogoșu a fost evenimentul anului.